salut cu harul și pacea Domnului Isus Hristos și chiar dacă am intrat de ceva vreme în noul an, vă urez tuturor un an nou binecuvântat, un an plin de pace și bucurie în Domnul Isus Hristos. Înainte de toate, vă invit să deschidem Biblia la Psalmul 146 și pentru acest început de an o să citim doar două versete, și anume versetul 5 și 6, care spun în felul următor. Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, ferice de cine își pune nădejdea în Domnul Dumnezeul său. El a făcut cerurile și pământul, marea și tot ce este în ea. El ține credincioșia în veci. Amin. Prin harul și bunătatea Domnului Iisus Hristos ne găsim la un nou capăt de drum, ne găsim la un nou început într-un an pe care îl dorim mai bun, îl dorim mai împlinit, și de ce să nu spunem ne dorim un an în care să simțim prezența Domnului mai mult, dar am vrea și să ne apropiem de Domnul mult mai mult decât înainte. Numai că atunci când se vorbește despre ceva nou, despre un an nou sau despre un nou început al lucrurilor, foarte mult se descurajează și privind lucrurile din perspectiva omului obișnuit, imediat se gândesc la obstacolele care pot îngreuna mersul înainte, care pot îngreuna mersul în călătoria pe acest pământ, chiar dacă aceasta e alături de Hristos, alături de Domnul și Mântuitorul nostru. Așadar, vă invit să privim împreună la câteva lucruri importante pentru noi la acest început de an și fiind atenți la acestea să fim încredințați de harul și de prezența Domnului Isus Hristos alături de noi în noul an al Domnului, anul 2024 printre altele, mesajul de azi, să știți că nu va fi unul lung, iar lucrurile pe care le vom auzi împreună sunt lucruri cunoscute și de care am vrea să fim încredințați din partea Domnului, că sunt pentru noi și spre binecuvântarea noastră a tuturor, atât pentru începutul anului, cât și pe durata acestuia până la finalul lui. Pentru că așa suntem noi credincioși, copiii lui Dumnezeu. Începem lucrurile cu Domnul, mergem înainte cu Domnul și vom încheia tot împreună cu El. Și primul lucru important la care vă invit să luăm aminte este să avem siguranța prezenței binecuvântate a Domnului alături de noi și asta știind că suntem ai Domnului. Și știind de asemenea că avem o chemare și un destin aparte diferite de lumea fără Dumnezeu. Așadar, vreau să începem noul an prin a spune că 2024 e anul încrederii în Domnul. Prin această declarație duhovnicească, vorbim de un set de valori spirituale pe care, ca și credincioși, le avem din partea Domnului și au menirea de a ne crește în credință, de a ne ține aproape de El și de a fi o motivație temenică pentru a fi binecuvântați în anul acesta. Astfel, dacă sunt lucruri neclare, dacă există teama de necunoscutul care stă înainte sau dacă unii dintre noi sunt intimidați de posibilitățile necunoscute ale anului 2024, Dumnezeu ne încurajează prin cuvintele spuse în Deuteronom 31 cu 8. Domnul însuși va merge înaintea ta, El însuși va fi cu tine, El nu te va părăsi și nu te va lăsa, nu te teme și nu te înspăimânta. Atunci când Domnul a zis aceste lucruri, poporul Domnului stătea în fața unei etape noi privind intrarea în țara promisă. Avea de mers înainte cu un lider nou, cu Iosua. Și la fel de nouă și necunoscută era intrarea aceasta în Cana, în unde Dumnezeu îi spusese că îi va da o dihnă. Dar până să se întâmple acest lucru, avea de trecut printr-o serie întreagă de experiențe despre care nu știa cum vor fi și nu știa nici cum se vor termina. În fața necunoscutului, mulți oameni slăbesc, nu puțin se simt vulnerabili și alții sunt gata să dea înapoi, fiind descurajați de imposibilitatea cunoașterii a ceea ce va fi. Și în astfel de momente, Dumnezeu ne cheamă să avem credință, ne cheamă să fim încrezători în El. El e de partea noastră, e gata să ne dea putere, e gata să ne dea înțelepciune și să ne ajute, pentru că așa cum tot Biblia spune, biruința este a Domnului. Uneori și noi ne descurajăm și ne găsim parcă în situația aceea, când intimidați de ceea ce ne stăm în față, intimidați de necunoscut în mod special, suntem mai confortabili în a zăbovi, în a sta pe loc mult mai mult decât a merge înainte cu curaj. Aici intervine Dumnezeu care ne spune să ne încredem în El. El nu ne va lăsa și nu ne va părăsi. Domnul va merge cu noi înainte, iar cuvântul lui e acela să nu ne temem și să nu ne înspăimântăm. Așadar, indiferent cât de multe lucruri ne sunt necunoscute în anul acesta, 2024, Dumnezeu ne făgăduiește că va fi cu noi. El nu ne va lăsa și nici nu ne va părăsi, pentru că 2024 nu e un an al temerilor și al descurajării, nici de cum. Anul 2024 e anul renoirii încrederii în Domnul. Un alt lucru de care vreau să ținem cont e acela că 2024 e anul expectanței împlinirii profetice și al redefinirii caracterului creștin pentru copiii Domnului. Și spun asta fiind încredința de vremurile în care ne găsim, dar și de a Domnului pentru cei ce iubesc și îl așteaptă. În esență, expectanțele împlinirilor profetice au de-a face cu făgăduințele Domnului din Cartea Sfântă, din Biblie, iar între acestea, cea mai importantă, e cea legată de răpirea Bisericii pentru a fi acasă cu Domnul, ferită de necasul cel mare și de efectele Apocalipsei care vor veni peste lume. Nu știm clipa, zice domnul, nu știm ceasul când aceasta va avea loc, dar știm că se va petrece într-o clipită, se va petrece într-un moment care va surprinde. Iar evoluția evenimentelor la care suntem contemporani ne îndeamnă să fim pregătiți, ne îndeamnă să fim gata, pentru că anul 2024 are toate calitățile pentru a fi anul împlinirii acestei făgăduințe a Domnului. Acum, pentru că revenirea Domnului pentru biserică cere pregătire, cere credincioșii și mai ales cere apropiere de Domnul, credinciosul are de lucrat la caracterul lui duhovnicesc pentru ca la acel moment să fie gata pentru a fi acasă cu Domnul. Vă aduceți aminte că nu de mult am vorbit despre veghere, iar Mântuitorul îndemna acolo spunând ce vă zic vouă, spun tuturor, vegheați pentru că nu știți ceasul când va veni Domnul vostru. Rugăciunea, postul, apropierea de Domnul prin cuvântul său și întreaga suită de discipline spirituale, în 2024 sunt nu numai un imperativ, dar sunt și o oportunitate pentru a ne apropia mai mult de Dumnezeu, lucrând la ființa noastră duhovnicească și stând în așteptarea revenirii Lui. Sigur că sunt și alte evenimente profetice avute de Domnul în vedere pentru a le împlini, însă pentru noi, pentru Biserica Lui, a fi acel rob bun și credincios vrednic de a intra în grațiile Domnului său e un obiectiv extraordinar de important și care nu trebuie să surprinde pe nimeni în indiferență, în nepregătire lumea, spune Biblia, va merge din rău mai rău. Iar cine crede că lucrurile vor fi foarte bune în lumea fără Dumnezeu se amăgește și se va pierde. Noi, cum spune apostolul, așteptăm pe Domnul, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, o creație cu totul nouă, neafectată de stricăciune și de lumea fără Dumnezeu. Apoi, 2024 e un an al înnoirii prezenței lui Dumnezeu în viața noastră. Am spus deja că așteptăm ceruri noi și un pământ nou, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al înnoirii, al lucrurilor noi. Eu pun cuvintele mele în gura ta și te acopăr cu umbra mâinii mele ca să întind ceruri noi și un pământ nou, zice Isaia 43. Apoi în 66 cu 22, Domnul continuă zicând că și după cum cerurile cele noi și pământul cel nou vor dăinui înaintea mea, zice Domnul, tot așa va dăinui numele și sămânța voastră înaintea mea. Domnul este un Dumnezeu al înnoirii și al binecuvântării. De aceea El nu va conteni să ne binecuvânteze și să-și rănoiască bunătatea și credincioșia Lui față de noi. Biblia mai spune că cei ce se încred în Domnul își rănoiesc puterea, zboară ca vulturii, alergă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Apoi psalmistul spune că Domnul ne pune în gură o cântare nouă o laudă pentru Dumnezeul nostru. Asta pentru că Domnul e cel care face schimbări la nivel sufletesc și tot el apropie mai mult pe cei ce doresc să fie noi duhovnicește, pe cei ce doresc să fie noi spiritual. Omenește e imposibil, dar nu duhovnicește. În cele din urmă, prorocul Ezechiel notează cuvintele lui Dumnezeu și spune, vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Înnoirea prezenței lui Dumnezeu în viața celor ce cred, e mai mult decât o simplă afirmație. E un fapt care întărește pașii noștri pe calea Domnului, ne dă siguranță și ne asigură de continuitatea chemării lui Dumnezeu pentru a fi binecuvântați înaintea Lui. Apoi, 2024 e un an al zbăvirii, un an al binecuvântării pentru cei ce iubesc pe Domnul. În scriptură mai spune că cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului care nu se clatină. Împărățiile se cutremură, națiunile se clatine, dar cei ce cunosc pe Dumnezeu și sunt ai lui stau neclintiți, pentru că Dumnezeu e de partea lor și vechează asupra lor ca să-i binecuvânteze. În psalmul 91 spune că cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt, odihnindu-se la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul, el este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Domnul meu în care mă încred. Nimeni nu poate spune asta despre Dumnezeu decât cineva care îl cunoaște și trăiește crezând în el. Cel ce stă sub ocrotirea lui Dumnezeu din San, la fel și noi, suntem chemați de Domnul să rămânem sub ocrotirea lui și să ne odihnim la umbra celuia tot puternic. Și fără îndoială că întreg psalmul 91 e un psalm al binecuvântării și pentru cei ce cred în acest nou an ne rugăm ca Domnul să-și lase binecuvântările lui peste toți aceia care cred în el și îl urmează, pentru că așa spune acolo pentru că zici, Domnul este locul meu de a adepou și faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare, de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge și nicio urgie nu se va apropia de cortul tău. Așadar, nu uita, 2024 e un an al binecuvântării și ocrotii pentru toți cei ce sunt ai Domnului. Acum știu că suntem tentați să ne uităm în jur, să privim la ce se întâmplă în lumea din jurul nostru. Un lucru însă nu uita, și anume că Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci la binecuvântare și ne-a rânduit la moștenirea împărăției Lui pe care o va da tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Ia uitați-vă ce spune în cartea prorocului Ieremia pentru credincioșii Lui. Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Așadar, vă doresc în 2024 un an binecuvântat, un an plin de pace și bucurie, un an în care să ne apropiem mai mult de Domnul și să ne încredem mai mult în El. Știm că nimeni altul nu este mântuire în afară de El, în afară de Domnul nostru Isus Hristos, pentru că nu a fost dat oamenilor sub ceruri niciun alt nume în care să fim mântuiți în afara numelui Domnului nostru. Așadar, în 2024, tuturor vă doresc un an ani binecuvântat.